E e drept ce am cântat, este minunat Domnul, slăvit să fie în veci. Astăzi, o altă lecție din ciclul alternative. A te judeca sau a fi judecat. Noi toți de o judecată nu scăpăm, pentru că am păcătuit mai mult sau mai puțin. De aceea este scris în 1 Corinteni, capitolul 11, exact în felul acesta. Citesc versetul 31. Dacă ne-am judecat singuri, n-am fi judecați. Dar când suntem judecați, și asta putem fi de oameni, sau, cum scrie aici, de Domnul, pedepsiți, și tot este un har, ca să nu fim osândiți odată cu lumea, adică să nu avem parte de judecata de la urmă. A te judeca este o alternativă favorabilă păcătosului. De aceea Dumnezeu ne îndeamnă mai întâi la această modalitate de a ne cerceta pe noi înșine. Și realitatea dovedește că oamenii nu sunt gata să o facă. Ispita este mult mai mare să judecăm pe alții. Iată ce citim în Roman, capitolul 2, de la versetul 1. Așadar, omule, oricine ai fi tu care judeci pe altul, nu te poți dezvinovăți că și prin faptul că judeci pe altul, te osândești singur. Fiindcă tu, care judeci pe altul, faci aceleași lucruri. Și în versetele ce urmează, este scris în mod deosebit în versetul 4, că noi avem harul de la Dumnezeu să ne pocăim, ocazie cu care trebuie să ne judecăm. Acesta a fost mesajul lui Dumnezeu din toate timpurile, așa cum citim și în Isaia, capitolul 1, unde după ce Dumnezeu prezintă vinovăția lor, scrie de la versetul 18, veniți totuși să ne judecăm, zice Domnul. Și, așa cum spuneam, prima parte, cea favorabilă, ne revine nouă, cum scrie și de la versetul 16, spălați-vă, deci, și curățiți-vă. Învățați-vă să faceți binele și să-și îndrepte starea aici, este scris potrivit cu vinovăția lor. Amânarea judecății divine este un mare har, pentru că noi ne putem judeca pe noi înșine într-un timp limită. După care, Dumnezeu poate permite să fim judecați aici, de oameni sau de El, sau, cum spuneam, să fim judecați în final. Iată și cuvintele Domnului din Ioan, capitolul 3, pe aceeași temă, referitor la venirea sa. Știți că Domnul a primit drept să judece, dar încă nu o face. Ioan 3, de la versetul 17. Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea. Nu l-a trimis prima dată să o judece, a doua oară va veni exact ca să o judece. Ci ca lumea să fie mântuită prin El. Oricine crede în El nu este judecat, dar cine nu crede a și fost judecat, pentru că n-a crezut în numele singurului Fiul lui Dumnezeu. Și judecata aceasta stă în faptul că odată venită lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. Și asta la întuneric înseamnă a nu vrea să te judeci. Căci oricine face răul urăște lumina și nu vine la lumină ca să nu-i se vădească faptele. Dar cine lucrează după adevăr vine la lumină, adică acceptă să fie cercetat, pentru ca să-i se arate faptele, fiindcă sunt făcute în Dumnezeu. Să mai adăugăm și ceea ce scrie tot aici în capitolul 5, versetul 24. Adevărat, adevărat vă spun, spunea Domnul, că cine ascultă cuvintele mele și crede în Cel ce m-a trimis, are viața veșnică și nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață. Aceste versete de început ne îndeamnă să
să ne judecăm noi. Asta vom studia în prima parte a lecției noastre. Cum ne putem noi judeca? Pentru că aceasta ar fi opțiunea favorabilă. A te judeca înseamnă a evalua corect, în perspectivă imediată și îndepărtată, ceea ce ai făcut sau ceea ce vrei să faci. Dar pentru a putea evalua corect, trebuie să ai o gândire capabilă să judeci. De asemenea, trebuie să fii sincer cu tine însuți și chiar cu cei din jur. Iată ce citim în Psalmul 73. Experiența lui Asaf, să o numim, el descrie frământările din mintea lui. De la versetul 1. Da, bun este Dumnezeu cu Israel, cu cei cu inima curată. Totuși, era să mi se îndoaie piciorul, era să-mi alunece pași. Ce ar fi însemnat să-i alunece pași? Să nu mai rămână statornic pe calea sfântă. De ce a avut această ispită? Scrie în versetele următoare că, observând pe cei din jur că fac rău și le merge bine, zic eu, a fost ispitit de diavolul să aibă îndoiele, să fie nemulțumit. Dar la un moment dat, scrie versetul 16, m-am gândit la aceste lucruri ca să le pricep. De ce vă spuneam că e nevoie de o gândire capabilă în a ne judeca noi? Și în sfântul locaș al lui Dumnezeu, el a gândit lucrurile în perspectivă nu doar de moment, ci în perspectivă cosmică. Iată ce a zis în finalul versetului 17. Am luat seama la soarta de la urma celor răi. Versetul 19. Sunt nimiciți într-o clipă. Și acum zice el în versetul 21, când mi se amăra inima, deci atunci când nu judecam corect și mă simțeam străpuns în măruntaie, eram prost și fără judecat. Eram ca un dobitoc înaintea ta. De aceea își încheie psalmul cu speranța slavei, cum scrie în versetul 24, Doamne, pe mine mă vei călăuzi, mă vei primi în slavă, eu pe tine te am în cer, chiar dacă pe pământ nu mi s-ar face dreptate, rămân statornic, mă apropiu de tine și voi vedea în toate acestea lucrările tale. Deci iată că, în final, a reușit să se judece pe sine într-un mod corect, privind nu doar la viața aceasta, ci la veșnicie. Un verset concret avem în Isaia 59, o acuzație exact pe expresia discutată de noi, 59:4. Niciunuia nu-i place dreptatea, niciunul nu se judecă cu dreptate. Observați, e vorba de o acțiune personală. Nu se judecă pe sine cu dreptate. Ci se bizuiesc pe lucruri deșerte, adică pe lucruri trecătoare, cum era ispitit și Asaf să o facă, spun neadevărul și cred că vor scăpa. Dar Dumnezeu dorește mult ca noi să ne judecăm, pentru că este în folosul nostru. Iată ce scrie și în Mica, capitolul 6, versetul 8, un verset care cred că îl știm toți, ia Domnul să-l și împlinim. Să fim conștienți de acest adevăr. Mica 6:8 este formulat sub formă de întrebare. Și la această întrebare noi ar trebui să răspundem da. Ți s-a arătat, omule, ce este bine și te alta cere Domnul de la tine, decât să faci dreptate. Dar asta fiecare pentru sine întâi. Să iubești mila, adică să faci dreptate și pentru altul, și să umbli smerit cu Dumnezeul tău, să fii drept și în raport cu Dumnezeu. Pentru a avea o gândire capabilă să judece, vreau să citim mai multe versete, începând cu Proverbe 1 din această carte a lui Solomon, să ne rugăm să cercetăm Scripturile ca să putem dobândi o judecată dreaptă. De exemplu, în familie se întâmplă adesea, soțului se pare că el are dreptate, soției se pare că ea are dreptate. Nu vorbim de cei care în adins nu vor să fie sinceri. S-ar putea să ni se pară că suntem corecți,
că suntem o victimă nedreptățiți. Dar vorba aceea, nu se poate să aibă amândoi dreptate. Nu? Deci haideți să ne rugăm să putem dobândi o minte curată ca să putem face cu adevărat dreptate. Scrie aici în capitolul 1, în Proverbe, de la versetul 1, că pildele au fost scrise, citim de la versetul 2, pentru cunoașterea înțelepciunii și învățăturii. Versetul 3, pentru căpătarea învățăturilor de bun simț, de dreptate, de judecată, de nepărtinire. Și în capitolul 2, ni se spune de la versetul 1, dacă, sunt mulți aici de dacă vom dori cu adevărat, vom căuta, ne vom ruga, Dumnezeu ne va da înțelepciune. Și când vine înțelepciunea, scrie în versetul 9, atunci vei înțelege dreptatea, judecata, nepărtinirea. Sunt exact cele trei expresii din 1 cu 3. Dreptate, judecată, nepărtinire. Când acestea le vom avea, nu doar că ne vom putea judeca pe loc și corect, dar vom vrea să o facem. Doamne, ajută-ne să putem primi înțelepciune ca să ne putem judeca, pentru că, repet, este în folosul nostru. Scrie tot Solomon în Eclesiastul 8:5, pe cine păzește porunca nu-l atinge nicio nenorocire. Dar inima înțeleptului cunoaște și vremea și judecata. Unde-i potrivit să te judeci. Bietul Acan nu s-a judecat. Nu s-a gândit la ce ajunge. Nu s-a judecat nici în noaptea până să se tragă la sorți. Și a fost prea târziu când a venit vremea să-l judece alții. Scrie în Evrei capitolul 5 că noi ar trebui să fim oameni maturi ca să putem analiza, în primul rând, viața noastră, că asta e lecția, dar și pe alții la nevoie. Evrei 5 scrie de la versetul 11, asupra celor mai de sus avem multe de zis și lucruri grele de tâlcuit, fiindcă v-ați făcut greoi la pricepere. Și este scris aici că unii sunt ca niște copii. Observați, copiii se ceartă și fiecare crede că are dreptate. Se ceartă de la o mașinuță de 10 grame, nu? Care peste 5 minute apoi o aruncă și nimeni mai trebuie să se joace cu ea. Dar dacă nu pricepe mai mult, trebuie să le ia părintele așa, cu înțelepciune și să-l lămurești. Deci numai maturitatea ne poate face să ne judecăm corect. O a doua idee, la a te judeca. Trebuie să ne judecăm pe noi înșine pentru ceea ce am făcut, fără să includem în această judecată și pe alții. Chiar dacă s-ar putea să fie o vinovăție colectivă. Chiar dacă cineva a fost pricină de păcătuire. Respectivii trebuie să se judece ei, iar dacă nu, Dumnezeu sau oamenii îi va judeca pe fiecare. Când s-a păcătuit în grădina Edenului, știți că de la început fiecare a încercat să se scuze cu altul. Adam să dea vina pe Eva, Eva pe șarpe. Dumnezeu a luat pe fiecare în parte. Adame, cu tine am discutat, Eva, vinovăția ta, și șarpelui i-a rostit sentința. În cartea Eclesiastul, în capitolul 11, versetul 9, este scris pentru tineri. Știți că multe greșeli se fac la tinerețe. Și mari oameni al lui Dumnezeu, ca David sau ca Iov, ai zis, Doamne, iartă-mi greșelile în tinerețe. Eclesiastul 11:9, bucură-te, tinere, în tinerețea ta, fii cu inima veselă cât ești tânăr, umblă pe căile alese de inima ta, plăcute ochilor tăi, până aici totul e lux. Da, urmează pe versul. Dar să știi că și pentru toate acestea te va chema Dumnezeu la judecată. Alege cum îți place, dar judecă atunci când alegi, că ori te judeci tu, ori te judecă alții. De o judecată nu scapi. A dat Domnul pilda cu cei doi oameni, unul care și-a zidit casa pe stâncă, celălalt pe nisip.
Cel cu casa pe nisip n-a judecat. Poate veni apa aici. Să zicem că atunci nu trebuia aviz de la inspectorat în construcții, de la alte și alte autorități cum este acum. A venit vremea când a fost judecat. Și când i s-a dus casa, ce au zis oamenii din jur? Trebuia să se gândească. Sau cum spus domnul, altă pildă, cu unul care vrea să zidească un turn, nu-și face calculul și în urmă ceilalți râde, îl judecă în batjocură. Apoi își va da și el seama, dar va fi prea târziu. Să luăm un alt caz, mai concret, Ioan capitolul 8. Aici avem oamenii care au adus la Domnul pe o femeie prinsă, scrie în versetul 4, când săvârșea prea curvia. Ei imediat au făcut apel la articolul din legea lui Moise, la procedura de pedeapsă. Și pe lângă asta, ei de fapt voiau să-l învinuiască pe Domnul, să-l ispitească. Știți, Domnul a procedat în așa fel încât i-a determinat pe fiecare să se gândească la păcatul lui. Și scrie de la versetul 8, când a auzit ei cuvintele acestea care, cine dintre voi este fără păcat să arunce el din tic cu piatra nea? S-au simțit mustrați de cujetul lor și au ieșit afară unul câte unul, începând de la cei mai bătrâni, poate aveau totuși mai multă vinovăție acumulată în viață sau ca bătrâni le-a fost rușine, nu cumva să le dea păcatele pe față, până la cei din urmă. Faptul că și-au recunoscut păcatul a fost bine, dar n-au rămas să se judece. Au zis să nu o judecăm nici pe ea, să nu ne judece nici pe noi. Că au abandonat când au judecat pe ea. Dar e greșit că au renunțat să se judece pe sine. Sau să ceară iertare Domnului. E tare ușor să dai vina pe altul văzând vinovăția lui și nu a ta. Se spune că după ce au plecat niște musafiri de la o familie, soția supărată a zis soțului, știți ce au făcut ăștia? Ne-au furat prosoapele. Și îl întreabă, dar care prosoape? Alea pe care scria Hotel Victoria. Ați priceput, da? Adică ele furaseră de la un hotel și acum ai bai că le-au furat musafirii. Oamenii sunt foarte tentați să-i judece pe alții. Sau cel puțin să se judece la grămadă. Că nu numai eu fac. Nu numai eu am fugit de la școală, că toată clasa a chiulit. Da, dar pe tine nu te-a dus nimeni în spate, tu ai ieșit singur pe ușă, eu îți dau în spate. Și dacă îți va scădea ție media la portare, asta e rubrica ta. Ei au fiecare rubrica lor. Spune Scriptura în 1 Corinteni 10, chemându-ne la judecată, citesc de la versetul 14. De aceea, prea iubiții mei, fugiți de închinare la idoli. Vă vorbesc ca unor oameni cu judecat. Adică niște oameni care vor să se analizeze pe ei înșiși. Judecați voi singur ce spun. Dacă nu cumva vă faceți vinovați de duplicitate, spune în versetele următoare. Participați și la o masă sfântă și la alte părtășii vinovate. Așadar, să ne dea Dumnezeu pricepere și să ne dea acea inimă care vrea să se judece doar pe sine, nu și pe alții. Să luăm două sau chiar mai multe exemple. Cartea Genesa, capitolul 38, ne-l prezintă pe Iuda plecat de acasă, căsătorit așa de capul lui, pedepsit de Dumnezeu prin moartea soției, moartea copiilor, nu s-a trezit, a continuat să păcătuiască, a comis adulter cu nora lui care era deghizată, dar când s-a aflat asta, scrie în versetul 24, cam după 3 luni au venit și au spus lui Iuda, Tamar, norul ta a curvit și a rămas chiar însărcinat în urma curvirii ei și Iuda a zis, scoateți-o afară ca să fie arsă.
După ce au scos-o afară, i-a trimis să spună socrului său, de la omul acela care sunt în lucrurile acestea, a rămas eu însărcinată pentru că el a avut la mână, știți, el i-a dăruit inelul, lanțul și toiagul. Cu alte cuvinte, vezi că arde și bătata. Și când a aflat el, acum trebuia să se judece pe sine. Scrie în versetul 26, Iuda a cunoscut acele obiecte și a zis, ea este mai puțin vinovată decât mine. Și nu s-a mai împreunat cu ea de atunci. N-a mai păcătuit. Deci când s-a judecat pe sine, considerat că pentru un asemenea păcat, nu trebuie omul să moară. Trebuie doar să nu-l mai comită mai departe. Pentru că cel mai drept se judecă omul pe sine când crede că judecă pe altul. Caz Samuel, 2 Samuel 12, caz David. Știți, trimite Domnul pe Natan la el, îi prezintă un caz ipotetic, un bogat nemilostiv, să-l numim și pe acesta, care a luat oaia săracului. Și David scrie în versetul 5, s-a aprins foarte tare de mânie împotriva omului acestuia, era el de fapt, și a zis lui Natan, viu este Domnul, că omul care a făcut lucrul acesta este vrednic de moarte, plus despăgubirea, scrie în versetul următor. Și Natan a zis lui David, tu ești omul acesta. Ce-o fi gândit David pe moment? Băi, ce m-am lovit! Da. A te judeca pe tine cum judeci pe altul. În Isaia 5 este o pildă a viei și Domnul vorbea iudeilor, evreilor de atunci, prin acea pildă de care stăpânul s-a îngrijit și încolo n-a adus struguri buni și sălbatici. Și le zice, ce-ar trebui eu ca stăpâna viei să fac acum? Și via erau ei. Ca să răspundă, cum s-ar judeca ei? Sau cazul din casa fariseului, Luca 7. Judecă gazda pe acea femeie păcătoasă. Era păcătoasă. Și era mai păcătoasă decât el. Dar Domnul i-a zis, tu trebuia să începi prin a te judeca pe tine. Îi spune o pildă, judecă de data aceasta bine și Domnul spune, da, tu când e vorba de altul, tu gândești bine. Când e vorba de tine, ce se întâmplă? Știam undeva că într-un aeroport o tânără și-a scos cartea să citească, avea în geantă un pachet de biscuiți, mai citea câte o pagină, mai lua câte o biscuit și a văzut că lângă ea este un om care ia și el. Citea și el și se împărțeau din același pachet. A fost indignat. Și la urmă când să-și introducă în geantă cartea, a constatat că pachetelul ei era întreg și ea de fapt consumase din biscuiții celui pe care aproape era gata să îl rușineze. Da. Să ne ajute Bunul Dumnezeu să începem judecata cu noi. Că e cel mai ușor să ne judecăm noi. Ați văzut ce ușor e când se judecă omul pe sine. Vrea milă. De-aia Dumnezeu ne lasă să ne judecăm noi. Să ne alegem noi pedeapsa. Dar în mod deosebit a ne judeca înseamnă a ne recunoaște, a ne pocăi și a ne angaja că nu vom mai repeta acele stări vinovate. Să trecem la partea a doua, ce înseamnă a fi judecat. Că dacă nu ne încadrăm la primul articol, sigur ne prinde al doilea, nu scăpăm. Cu asta nu vom învăța nici de cum să judecăm pe alții cu milă, că doar ce am învățat până acum. Un păstor a discutat în comitet cazul unui tânăr care comisese o abatere, și unii au zis, trebuie pedepsit așa și așa. Și unul dintre slujitori a zis, sarmanul de el, oare eu ce făceam dacă eram în locul lui? Măi, cum l-a înșelat diavolul. Și zice, păstor, bă, pe tine te iau.
amândoi s-ar putea să rostim o judecată bună. Pe ceilalți a văzut că judecă ala rece ca pentru altul, nu ca pentru sine. Noi suntem judecați de oameni sau de Domnul? De oameni în funcție de statutul și starea lor spirituală. Dacă te judecă unul drept, foarte bine. Dacă e un complet de judecată corect, ai șanse să iasă la iveală dreptate. Dar că sunt judecători nedrept, scala de care a vorbit Domnul, care de oameni nu se rușina, de Dumnezeu nu se temea, apoi poți face recurs până mori, că numai dacă de deranj îți face dreptate, spunea Domnul acolo. De aceea în Israel Dumnezeu, când a rănit judecător, scrie în Deuteronom capitolul 16, a insistat pe oameni care pot să judece corect. 16 de la versetul 18. Să pui judecători și dregători în toate cetățile pe care ți le dă Domnul Dumnezeul tău, după semințiile tale, și ei să judece poporul cu dreptate. Să n-atici niciun drept, să nu cauți la fața oamenilor, să nu iei daruri, căci darurile orbesc ochii înțelepților și sucesc cuvintele celor drepți. Fac aceea o paranteză, uneori sunt acuzați fiii lui Samuel mai mult decât trebuie, că își călcau dreptate. Dar o călcau prin mituire. Ei puteau fi înțelepți și puteau fi drepți. Observați cum scrie aici. Darul le orbesc pe înțelepți și sucesc cuvintele celor drepți. De aceea, fiii lui Samuel, când n-au mai fost în această slujbă, în postura de cântăreți, unde nu exista ocazia să primească mită, au fost buni slujitori. Și au rămas, ca și leviți, cântăreți. Noi putem fi judecați de biserică sau de oamenii din afara bisericii, de o instanță seculară. Cine doriți să vă judece sau cine ar fi corect mai întâi să ne judece pe noi? Spune Apostolul Pavel, 1 Corinteni, capitolul 5 și 6, că pe cei dinăuntru este de datoria noastră să-i judecăm. Iată versetul 12 și 13. În adevăr, ce am eu să judec pe cei de afară? Nu este datoria voastră să judecați pe cei dinăuntru? Cât despre cei de afară, îi judecă Dumnezeu. Dar pe cei dinăuntru? Dați afară, dar de mijlocul vostru, pe răul acela. Asta în ce privește problemele spirituale. Dar chiar în ce privește problemele materiale. Să zicem o problemă funciară sau știu eu ce alte înțelegeri economice. Spune Scriptura aici, în capitolul 6, cum, când vreunul din voi are vreo neînțelegere cu altul, îndrăznește el să se judece cu el la cei nelejuiți și nu la sfinți? Deci arbitrajul ar trebui realizat de către credincioși, care pot să fie luminați de Domnul mai mult decât cei de afară, care pot să apeleze la cele două părți, în a-i sensibiliza spiritual, în a-i ajuta să înțeleagă. Și aceste judecăți care se realizează în biserică sunt privind pe structura ierarhică superioară, ele merg până la Dumnezeu. Iată un caz de judecată pe baza legii sfinte. În Ezra capitolul 10, de altfel încă din Ezra 9 apare acuzația că unii evrei, între care sau chiar primii au fost căpetenile, s-au căsătorit cu femei străine, ceea ce legea interzicea în mod foarte categoric. Și în capitolul 10, cu lacrimi, s-a constatat situația asta și scrie în versetul 2 că un evreu, Șecania, a luat cuvântul și a zis: am păcătuit, ducându-l la femei străine care fac parte din poporile țării, dar Israel n-a rămas fără nădejde în această privință. Versetul 3, să facem acum un legământ pentru izgonirea tuturor acestor femei și a copiilor lor și facă-se după lege. Și așa s-a făcut. Și au ascultat de această hotărâre. A fost grea de tot. Am mai spui la câte un băiat, măi, lasă fata asta că e din lume. Da, că o iubesc. Ăștia au ascultat să facă pachetul la nevastă și la copii și au plecat.
ar trebui să se asculte de instanța bisericească. De altfel, în Vechiul Testament, în Deuteronom 17, scrie că cine n-ascultă, din mândrie n-ascultă, și omul acela trebuia pedepsit. Nu pot face oamenii, o face Dumnezeu. În ce privește judecata în instanța seculară, citim doar din Roman 13 și ne amintim și ce scrie în Timotei, să ne rugăm ca să fie instituții pe cât se poate în care să activeze oameni integri. Vedeți, avem noi în România fel și fel de foruri care să aibă grijă asta. Și să ne rugăm și să nădăjduim că lucrurile pot să fie mai bune, nu mai rele. Scrie aici în Roman 13, citesc de la versetul 2, de aceea cine se împotrivește stăpânirii, se împotrivește rânduielii puse de Dumnezeu și cei ce se împotrivesc, își vor lua o sândă. Pentru că Dumnezeu le îngăduie și pe acestea. Și o amendă pe care ți-o dă poliția poate să fie rânduită de Dumnezeu. Și trebuie să recunoaștem. Dacă găsim îngăduință și spunem că ne pocăim, în România mai merge. Sunt alte popoare unde nu prea merge cu să rămână. Problema mai grea este când judecă Dumnezeu. Și am văzut că sunt foarte, foarte multe versete în Biblie care vorbesc de judecata lui Dumnezeu. Ba, am mai observat că de asemenea sunt multe versete în care oamenii cer lui Dumnezeu să judece. Să vă amintesc doar câteva. 1 Samuel 24, sunt cuvintele lui David, versetul 12. Știți ce probleme a avut cu socrul său? Cât de mult a fost nedreptățit și scrie aici, 1 Samuel 24:12, judece Domnul între mine și tine. Și a judecat Dumnezeu. Versetul 15, tot aici, Domnul va judeca și va hotărâ între mine și tine. Un alt caz, iarăși o mare nedreptate. Știți de împăratul acela care a fost ascuns când era copilaș de bătrânul Ihoiada, mai exact de soția lui, a fost îngrijit. Și când a murit bătrânul și el și-a permis să facă orice că era rege, a omorât pe fiul lui Ihoiada, pe Zaharia. Și acesta, cu ultimele suflări de viață, poate, a zis 2 Cronici, capitolul 24, versetul 22. Când a murit, a zis, Domnul să vadă și să judece. Și l-a judecat. N-a murit de moarte naturală. Dar cele mai multe versete, cum spuneam, scot în evidență faptul că Dumnezeu judecă și dacă nu-i chemat. Și oricum Dumnezeu judecă nu după cum este chemat. Dumnezeu nu bate pe cine zic oamenii să bată. Știe El pe cine să bată. Iată cuvintele lui Avram, spunea Genesa 18, atunci când a fost vorba de Sodoma, versetul 25, să omor pe cel bun împreună cu cel rău, așa ca cel bun să aibă aceea soartă ca cel rău, departe de tine, așa ceva, departe de tine. Cel ce judecă tot pământul nu va face oare dreptate? Va face. La vremea hotărâtă de el. În mod deosebit, cartea psalmilor are multe versete, dar eu vă citesc două din Eclesiastul și trecem mai departe, Eclesiastul 3, și astea sunt foarte puternice în a scoate în evidență acest adevăr. Eclesiastul 3, versetele 16 și 17. Am mai văzut sub soare că în locul rânduit pentru judecată domnește nelegiuirea. Adică omul nu se judecă pe sine și păcătuiește. Nu-l judecă nici alții. Și în locul rânduit pentru dreptate este răutate. Atunci am zis în inima mea, Dumnezeu va judeca și pe cel bun și pe cel rău. Căci El a sorocit o vreme pentru orice lucru și pentru orice faptă. Și își încheie aceeași carte, Eclesiastul capitolul 12, versetul
13 și 14 sunt, ascultăm, dar închinătorul învățăturilor, teme-te Dumnezeu, adică judecă-te tu pe tine. Aceasta e datoria oricărui om. Nu te judeci? Dumnezeu va aduce orice faptă la judecat. Și judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău. Diferența e dată de faptul că Dumnezeu uneori judecă în viața aceasta, alteori numai în veacul viitor. Sunt oameni, cum constata și Iov în plângerea sa, mor fără să fie judecați. Dar asta nu înseamnă că scapă de judecat. Cum am citit de la început, din Roman 2, crezi că scapi? Nu scapă nimeni. Dumnezeu decide când și cum pedepsește. Știți câtă vreme au fost evreii robi în Egipt? 10 de ani, cel puțin. Știți ce păcătoși erau cananiți? Dar Dumnezeu a așteptat și a spus asta dinainte la Avram, scrie în Genesa 15. Până își vor umple cupa nelegiuirii. I-a lăsat pe egipteni să ne dreptățească pe evrei, fără milă, scrie în Exodul 1, că era acea robie. Dar apoi i-a biciuit prin 10 plăgi cu prelungirea din Marea Roșie. Până atunci, parcă-ți vine să zici că Dumnezeu a stat indiferent. De altfel și Sodoma și Gomora, de care am amintit tangențial citând cuvintele lui Avram, a fost lăsată mult de Dumnezeu, dar societatea din zilele noastre. Cât permite Dumnezeu, totuși și aici pe pământ Dumnezeu își rostește judecățile. Cum scrie și în mesajele către cele 7 biserici din Apocalipsa 2 și 3 și vor vedea. Pentru că este un Dumnezeu care judecă. Iată ce scrie în Psalmul 89, versetul 14, despre situațiile în care oamenii pot să constate chiar aici pe pământ. 89 cu 14. Dreptatea și judecata sunt temelia scaunului tău de domnie, bunătatea și credincioșia sunt înaintea feței tale. Deci datorită bunătății care e acolo, dreptatea se aplică doar în forma aceasta. Dar se aplică, scrie tot în Cartea Psalmilor, 75:2. Atunci când va veni pe vremea hotărâtă, zice Domnul, voi judeca fără părtinire. Știți ce rău s-au purtat evreii cu Ieremia? Și Dumnezeu a zis, va veni un an anume când îi voi pedepsi pe cei din Anatot, era locul său de naștere. Dar cel mai grea este judecata de apoi. Atunci Dumnezeu nu mai îngăduie nicio zi. În ziua în care vor fi înviați oamenii, vor fi și judecați. Acum le îngăduie. La unii le-a îngăduit sute de ani în primele generații. La înviere nu mai există niciun răgaz. Spune Scriptura în Evrei, capitolul 9, amintim noi la înmormântări, dar pentru că oamenii încă nu sunt pedepsiți, mai amână. Evrei 9:27, și după cum oamenii este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata, sau 10:27, nu va fi decât o așteptare înfricoșată a judecății și văpaia unui foc care va mistui pe cei răzvrătiți. Mai amintim încă o idee. Care trebuie să fie atitudinea noastră când suntem judecați? Deci dacă nu ne judecăm noi, ne judecă Domnul sau oamenii, în biserică sau la tribunal. Cum trebuie să ne comportăm când suntem judecați? Noi ca oameni cerem milă, nu? Miluiește-mă Dumnezeule, știm să spunem toată ziua, nu? În 2 Samuel 12, când Natan vine și descoperă lui David păcatul, pronunță sentința, David cere milă, cum știți, Psalmul 32, 51, 38. Ai milă de mine, Dumnezeule. Și Dumnezeu a avut milă că n-a murit. În mod normal trebuia pedepsit cu moartea. Dar nu s-a suspendat toată pedeapsa. Și David iese în evidență prin felul în care acceptă pedeapsa. Știți când a fost fugărit prin răscoala fiului său Absalom? Că cei doi preoți au venit cu chivotul după el. Dacă ar fi fugit, probabil ar fi avut un anumit succes față de popor. David i-a dus cu preoții și acolo numele Domnului a zis, nu?
Numele Domnului rămâne la locul lui, eu sunt vinovat, eu sunt vrednic să plec, nu chivotul e vinovat să plece din Ierusalim. O să dacă Dumnezeu se va îndura de mine, mă întorc înapoi. Deci și-a suportat pedeapsa. Spune el în Psalmul 51, citesc versetul 4, am făcut ce este rău înaintea ta, așa că vei fi drept în hotărârea ta și fără vină în judecata ta. David chiar își dorea, știți, când a păcătuit cu numărătoarea, să nu-l pedepsească oamenii, să-l pedepsească Domnul. Și a făcut-o Domnul. Spunea Dumnezeu prin profeți pentru Israel, nu pot să te las nepedepsit. Noi credem uneori, mai cu seamă în Noul Testament, că Dumnezeu nu pedepsește. Dar nu scrie în Evrei 12 de clar că dacă suntem scutiți de pedeapsă, nu ne recunoaște Dumnezeu ca fiind ai Lui. Ca un tată, nu după ultimele reguli din Europa, ci după norme sfinte, își pedepsește copiii. De altfel, aceste reguli actuale sunt absurde. Adică nu îi pedepsești pe copii când sunt mici, îi lasă să crească niște pușlamale, ca atunci când sunt mari să-i bagi în pușcărie. N-ar fi fiind mult mai înțelept cu o dragoste părintească, doar nimeni nu-și bate copilul să-l ucidă. Dar asta e mentalitatea fără Dumnezeu. Deci să acceptăm, cerând milă de la Domnul. De regulă nu ne faceți în psalmul să trăi după păcatele noastre, adică nu ne dă Dumnezeu pedeapsa maximă. Dumnezeu nu e nervos ca oamenii când bat pe cineva sau rostesc o sentință. Să ne recunoaștem vinovăția. S-a întâmplat undeva într-o adunare, un tânăr a fost pus la disciplină, dar acuzațiile au fost mai mari decât fapta. Și ceilalți care știau au zis, băi, nu-i drept. Și el a zis, băi, asta nu-i drept, dar eu am făcut și altele de care ei nu știe. Las că per total e drept. Și a acceptat. Sunt însă oameni care refuză, contestă, ar vrea să facă recurs. Dar cu Dumnezeu unde se face recurs? La îngeri? La Maica Sfântă? Nu se poate. Nu ar vrea oamenii să fie judecați. Când Moise a vrut să judece între doi evrei care se certau, scrie în Exod 2 cu 13 și 14, cine te-a pus pe tine judecător? Dumnezeu urma să-l pună. Nu și-ar dori oamenii să fie judecați. Nu și-ar dori hoțul să fie prins. Dar tot nu scapă. De aceea să nu fim oamenii care ne revoltăm, care credem că nu se află, că vom scăpa de judecată. Nu există decât aceste două alternative. Ne judecăm sau vom fi judecați. Nu ne-am judecat, trebuie să acceptăm să ne judece alții. Că altfel ne agravăm situația. Este ca și când îi pui cătușe la unul și numai nu stă, tot suceaște pe mâine. Vezi că ți se strâng legăturile. Nu-ți plătești datoriile la vreme? Se acumulează dobânzi, alte spese și plătești mai mult. Nu scapi. Unii cred că trecând anii se uită, se prescrie. Da, de unde? Se tot adună. De aceea e bine să n-amânăm. Iată și aici două exemple. Moise. Acolo în Egipt, la cazul cu cei doi, a vrut el să judece, dar după aceea l-a pus Dumnezeu să judece. Când a venit socul lui, scrie în Exod 12, s-a mirat. Măi omule, tu judeci de dimineața până seara. Erau neînțelegeri. De aceea când a fost Moise pe munte, o singură sarcină a lăsat celor ce erau după el, lui Aron și lui Hur. Măi, îi rezolvați voi, că ăștia trebuie judecați, că ei nu se judecă. În țară e deficit de magistrați. Atâtea probleme sunt de judecat. Sau să ne amintim de vinovăția evreilor, așa cum este descrisă în Cartea Judecători, în mod deosebit în capitolul 2. Făceau păcate, Dumnezeu îi pedepsea, se trezeau și Dumnezeu nu le venea în ajutor până când punea judecător peste ei. Iată
Ceva asemănător s-a întâmplat cu ultimul judecător, cu Samuel, 1 Samuel, capitolul 7. Dumnezeu i-a lăsat pe mâna filistenilor și scrie în 1 Samuel, capitolul 7, el a început să le spună în ce sunt vinovați, cu Bal, cu Astarte, aveau ei cu siguranță și alte vinovății. Și scrie în finalul versetului 6, Samuel judeca pe copiii lui Israel la Mițpa. Sau versetul 16, el se ducea în fiecare an, de făcea în conjurul Betelului, Gilgalului și Mițpe și judeca pe Israel în toate locurile acestea. Și a avut de judecat până la bătrânețe. Deci ori judeca el, ori judeca Dumnezeu prin cananiți sau prin alte forme de pedeapsă. Așadar să acceptăm mai întâi, dacă e cazul, judecata bisericii, a Domnului, dar chiar și a societății, pentru că nu se poate altfel. Să încheiem, ne uitând că judecata de sine e cea mai bună, numai că trebuie făcută dreaptă și la vreme. Spunea Domnul, Matei capitolul 7, versetul 2, nu judecați ca să nu fiți judecați. Căci cu ce măsură judecați, veți fi judecați și cu ce măsură măsurați, vi se va măsura. Cu ce judecată judecați, veți fi judecați. Sau dacă ne judecăm pe noi înșine, nu vom fi judecați. Însă numai un om duhovnicesc s-a judecat și nu mai poate sau nu mai trebuie să fie judecat. Asta spune Pavel în Corinteni, capitolul 2, asta depinde de Duhul Dumnezeu, dacă este peste noi, dacă ne sensibilizează, dacă un cuget luminat de Duhul Sfânt ne aduce aminte ceea ce am greșit, ne dă starea de pocăință necesară. 1 Corinteni, capitolul 2, versetul 15, omul duhovnicesc din potrivă poate să judece totul și el însuși nu poate fi judecat de nimeni. Întoarcem pagina, capitolul 4, zice Pavel, versetul 3, cât despre mine prea puțin îmi pasă dacă sunt judecat de voi sau de un scaun omesc de judecată. Ba încă nici eu însumi nu mă mai judec pe mine, căci n-am nimic împotriva mea. Da, spune versetul următor, nu că se bizuie pe neprihănirea lui, dar atât de atent era încât n-avea restanțe, asta vreau să spun. Era cu judecata de sine la zi. Dacă am greșit ieri, cu alte cuvinte vreau să spună Pavel, ieri m-am judecat, aseară mi-am încheiat conturile cu oamenii sau cu oricine altcineva, cum spunea Domnul, să n-apună soarele, să nu fie relații frânte, lăsate de pe o zi pe alta. Dacă facem așa, scăpăm. Dacă nu, vine judecata lui Dumnezeu în ultimă instanță, care va completa și va corecta toate judecățile. Și nu va permite nicio imixtiune umană. Acolo nu se mai pot amesteca oamenii în completul de judecata lui Dumnezeu, nu niciun păstor și nici un magistrat uman. Acolo este Dumnezeu cu forurile sale cerești. Iată ce scrie în Cartea Psalmilor, Psalmul 58, versetul 11. Și atunci oamenii vor zice, da, este o răsplată pentru cel fără prihană, da, este un Dumnezeu care judecă pe pământ. Tot Cartea Psalmilor, 94:15, ci se va face odată judecată după dreptate și toți cei cu inima curată o vor găsi bună. Și scrie în Apocalipsa, în 15 și în 16, că atunci când se va arăta judecata finală, nimeni nu mai poate să facă recurs, dar nici nu mai necesită recurs o asemenea judecată, că e dreaptă. Drepte și adevărate sunt judecățile tale, scrie în acele două capitole. 15 cu 3 și 4 și 16 cu 5. Pe parcursul studiului a venit o întrebare dacă mireasa lui Hristos va avea parte de judecată. Păi, noi ce am învățat în seara asta? Dacă ne judecăm, scăpăm.
nu ne judecăm, nu scăpăm. Pentru noi, înfățișarea înaintea lui Dumnezeu va avea în vedere retribuția, împărțirea aceea, tu ia 5 cetăți, tu ia 10, unii mai sus, alții mai jos, fiecare la locul pe care Dumnezeu l-a rânduit. Cuvintele Mântuitorului sunt foarte clare, cine crede nu vine la judecat. Ei, este celălalt verset care spune că toți ne vom înfățișa, da, dar acolo spune și de bine și de rău. Asta spunea și Solomon în Eclesiastul, că judecata lui Dumnezeu per ansamblu are în vedere nu doar pedepsirea, ci și răsplătirea. Ori la răsplătire vrei să ajungem, nu? Sau cum spunea un frate după ce v-au stat 8 ani într-o slujbă, zice, nu vreau pe anii ăștia 8 nicio răsplată, numai să nu țină Dumnezeu în socoteală greșel. Poate că am vrea în finalul unei așa, Doamne, fără răsplată, dar să nu mi-amintești de păcate. Nu, nu, nu. Dumnezeu pedepsește rău și răsplătește binele. Uneori și pe pământ, dar în final, absolut toate conturile vor fi încheiate, soldate după dreptatea lui Dumnezeu. Că mare este Dumnezeul nostru. Dar e bun că ne lasă să ne judecăm noi. Doamne, dă-ne pricepere să judecăm după legea Ta și nu intra la judecată cu robul Tău, cum spunea psalmistul, că nu e niciun om care să o poată dovedi că el niciodată nu l-a luat gura pe dinainte. Dumnezeu să ne dea pricepere și să se îndure de noi. Amin.